Pentru prima oară în istoria Liberty Parade, o televiziune a transmis live acest show, așa că putem să ne mândrim că Music Channel a avut această ocazie. A fost un super, super spectacol aseară, au urcat foarte mulți DJ pe scenă, Vali Bărbulescu a fost maestru de ceremonii, a urcat Vika, Sharam, invitatul special, DJ Optic, Raul, foarte, foarte mulți, dar mai bine vă las acum să vedeți cum a fost de fapt la Liberty Parade 2011. Pentru că au coborât exact acum de pe scenă. S-a cântat imnul, s-a dat startul distracției. Salutare! Bună seara, bine v-am găsit! Hello și vouă acasă! Ne pare foarte rău că n-ați reușit să ajungeți în această noapte aici la mare, dar atmosfera va fi cu siguranță proiectată la voi în televizor. Mulțumim frumos, Music Channel! Ești pentru prima oară la Liberty Parade? Da, sunt pentru prima oară aici și e foarte, foarte mișto, foarte, foarte tare și într-adevăr îmi pare rău, adică nu-mi pare rău că sunteți și voi acasă și vă uitați la noi acum, dar ar fi trebuit să fiți aici, e foarte mișto. Un vibe senzațional, plin de lume, muzica bubuie, e foarte, foarte tare. Mi-a părut foarte bine că am colaborat cu Vali și a fost foarte șmecher. Cine am găsit eu pe aici? Prin zona pe Schizoskill! Bună seara! Bine v-am găsit! Ce faci tu? Ce face hip-hop-ul la Liberty Parade? Am venit să susțin pe Cheo, să... Am fost puțin spike azi. Da, da, da! Adică poate l-am filmat, de regie. V-am filmat, am făcut un clip care o să-l vedeți pe YouTube probabil și facem o poză. Dată la Liberty Parade este și Adrian Eftimie. Bună seara! Cine a mai fost? Așa zic unii din organizare, colegi de-ai noștri, pentru prima oară, ca DJ, tu ești primul care n-a mai fost. Dar cum te simți? Eu sunt primul și ca invitat, și ca DJ invitat, da. Și ca spectator. Ca dacă tot. Da, ca toți, pentru prima oară. Foarte bine mă simt și chiar este un eveniment masiv. Primă participare la Liberty Parade și dacă ai avut emoții? Nu am avut emoții, am avut foarte mare emoții. Adică aș minți să zic că nu am avut emoții, tot a fost ok, sunt obișnuit, nu. Cu atâta lume chiar nu sunt obișnuit, deci cu atâția oameni nu sunt obișnuit. Cel mai bun DJ al anului, că așa ai fost desemnat, numit și ales. Al anului trecut. Da, 2010, așa e. Sunt foarte ok, m-am încărcat cu energie pentru, nu știu, 6 luni de zile cel puțin. E o seară extraordinară, lumea este foarte ok. Hello! Hello! Say hello to Romania! Hello, Romania! How was it over there? Unbelievable, fantastic. The crowd in Romania is one of the best crowds in the world. I've always known that, you know, I've been coming here for a long time. This is the first time I'm back in the past 3 years, I think. Uh-huh. And nothing has changed. I mean, same amazing people as usual. I played a lot of stuff that I know they didn't know, and they were reacting like they knew it. It's always a great feeling when you do that. I was playing a lot of my own, like, you know, my new material. Yeah. And the way they were reacting to it as if, like, it's like the song that's on a radio, which is unbelievable. You don't get that a lot around the world, you know?